Vă salut! Fac acest video în ideea în care, în urmă cu vreo lună de zile, căutam și o mașină, în special Volvo, și bineînțeles ca orice om care își caută o mașină, se interesează înainte de niște review-uri, de niște păreri, niște videoclipuri și așa mai departe. Și problema era că n-am găsit nimic acum cu pe YouTube și am zis că, dacă tot am cumpărat mașina, să vă fac și o prezentare, în ideea în care sunteți interesați să cumpărați o astfel de mașină și nu găsiți foarte multe informații. Mașina de față este un XC60 din 2013. Este motorul de 2.4 clasicul de la Volvo. Modelul de față e biturbo, e 5 cilindri în linie. Este 4x4 permanent și tracțiune manuală. E o opțiune mai greu de găsit, cutia manuală, dar noi asta am căutat. Ce să vă spun, mașina de față, mi se pare că este echipare Momentum, dacă nu mă înșel, și sper să nu greșesc, față de versiunea cea mai slab dotată, are farurile astea care sunt adaptive, adică sunt cu xenon și virează, adică se mișcă stânga-dreapta în funcție de cum virează roțile mașinii. Aici sunt luminile de zi, care sunt pe LED, spălătoare de faruri și senzorii de parcare în bara față. Modelele care sunt echipate și cu cruise control adaptiv, dacă bine zic, au aici un fel de, în grill un fel de radar în care sunt integrați senzorii care te ajută la păstrarea distanței și frânare și așa mai departe. Hai să vă arăt și spatele mașinii. La mașina are un dotare de standard, vine cu roți pe 17, cu 235 pe 65. În spate, diferența între motoarele de 2 și de 2.4, cea mai vizibilă e faza care are două guri de evacuare. În rest, nu prea poți să-ți dai seama, doar dacă scrie pe ea sau așa mai departe. Spate stopurile sunt pe LED, dar doar partea de aici, partea așa, care de fapt sunt lumine de poziție. Frâna, semnalizările și becurile de marșalier sunt normale, cu bec. O particularitate faină la acest model de Volvo este că are haionul electric. Și un portbagaj destul de încăpător în comparație cu alte SUV-uri de dimensiune asta. Să știți că este destul de înșelătoare mașina în ideea în care din exterior pare destul de mare, însă nu este mai mare decât un Tiguan, adică cam în clasa aceea de SUV-uri compacte se încadrează. Când vorbim despre X5 sau despre Q7 sau SUV-uri mai mari, deja vorbim și despre XC90. Deci XC60 este un SUV compact. Aici am portbagaj, un spațiu de depozitare care se poate fracționa în două părți. Chestia asta e ca să te ajute să nu-ți scap bagajul, să dărâme bagajele în portbagaj. Aici am un spațiu suplimentar. Și sub ăsta mai este un spațiu suplimentar. Are rulou ăsta ca la orice fel de mașină break, care este un pic peste mână, părerea mea. Și în rest, echiparea mea, din câte am observat, are și loc pentru cârlig aici în spate. M-am mai întrebat, văzând alte mașini prin oraș, ce face cutiuța asta. Aici se dă jos și aici se mufează cârligul. O chestie bună. Da, au prins, mi se pare, ceva aici. Nu știu ce ai prins aici, dar... Așa. Da.
Să vă prezint puțin și interiorul. Materialele sunt de calitate și acolo, între. Aici este un fel de material moale pe uși, un fel de, nici nu știu ce să spun, un fel de textil cauciucat. Aici este un cauciuc destul de tare, foarte puțin se apasă. Ornamentele sunt frumoase, cromate, de calitate. Mânerele iarăși cromate. Scaunele sunt din veluri la modelul de față, dar sunt foarte comode. Cotiera cu spațiu de depozitare. Două spații, unul pentru diverse hârtiuțe sau un telefon. Iar aici suportul pentru pahare. De asemenea, scaunele au buzunare pe spătar și materialul este destul de rezistent pentru mizerie. Aici am pus piciorul, dar se șterge foarte ușor. Partea asta pentru, mă gândesc, picioarele copiilor sau așa mai departe. În spate nu sunt foarte multe opțiuni, avem doar o priză de 12V și gură de ventilație pentru pasagerii din spate. E destul de bună poziționarea aici, unele mașini le aveau aici pe cotieră, Volvo-le sau aici, mi se pare ok. Și de asemenea avem lumile interioare, un suport de umerașe și suportul de mână. Ia doi suporți. Spațiul în spate e destul de ok. Mai rămân cam 3 degete. Și scaunul din față e reglat pentru înălțimea mea, 1.82, deci este ok. La cap încă cel puțin 4 degete. Tetierele de la pasagerii din spate sunt rabatabile electric de la buton din față, plus aici se pot rabata manual. Da, banchetele sunt rabatabile, se face un spațiu plan, deci sporește capacitatea de încărcare a portbagajului. Spațiul din față, comenzile pentru geamurile electrice, oglinzile care sunt electrice și dacă apeși amândouă butoanele în același timp, se rabatează oglinzile electric. Butonul pentru blocare de blocare uși, ceea ce mi s-a părut un pic ciudat este că butonul ăsta îl găsim și pe ușa de la șofer, cât și pe ușa de la pasager. Buton care acționează închiderea și deschiderea ușilor. Pe ușa din față de la șofer avem spațiu de depozitare destul de generos, boxa și tweeterul. Ceea ce privește bordul, este un bord destul de clasic. Nu are foarte multe briz-brizuri. Din păcate, majoritatea mașinilor pe care le-am găsit pe internet aveau ceasurile de bord în limba germană și din câte am înțeles se poate schimba doar prin ceva soft la reprezentanță sau sunt ceva băieți din câte am înțeles care mai fac softul ăsta, dar costă în jur de 200-300 de lei, deci nu se poate schimba din meniu setări, nu are setări pentru limba ceasurilor, doar pentru limba navigației. Să vă prezint și cheia înainte de toate. Este o cheie destul de urâțică, simplă, banală și fie vorba între noi, acum de 3-4 săptămâni de când folosesc cheia asta, e destul de, nu e foarte intuitivă, adică mereu trebuie să scot din buzunar să uit butonul, fiecare buton ce face. Am butonul de descuiat, buton de blocat, de e pe butonul de lumini, se aprindă pozițiile spate, lumine de zi din față și colțul la semnalizare are un punct portocaliu unde se aprinde. Butonul de portbagaj deschide portbagajul automat și butonul acesta de avarii, dacă l-apești două ori, începe mașina și claxonează. Nu știu, în ideea în care poate vrei să o găsești în parcare și nu o vezi sau... Da. Așa. În stânga avem comenzile pentru faruri și pentru deschiderea portbagajului și a ușiței de la combustibil și reglarea luminozității bordului și
a ceasurilor. Frâna de mână este electrică, se activează apăsând o dată în jos și se dezactivează trăgând în sus, așa. În stânga pe manețic avem manete de la computerul de bord, care, fie vorba, este destul de rudimentar, în ideea în care singurele opțiuni pe care le poți vedea sunt consumul instant, mai puțin, consumul mediu și range-ul, cât mai poți să faci cu motorina pe care o ai în momentul de față în rezervor. Da, există destul de multe întrebări, cum ar fi cât consumă mașina în configurația de față. Momentan am 430 de km în oraș. Am băgat motorină de 2,5 milioane, da, 250 de lei. Și stă să se aprinde becul, 430 de km în oraș, doar în oraș, cu o medie de 25 de km pe oră. Deci pentru genul ăsta de mașină e foarte bun consum. În ideea în care mașina are o tonă 900 cu șofer și eventuale bagaje, sau în ideea în care sunt doi oameni, destul de mare gabaritul mașinii și totuși se menține un consum foarte bun. Trebuie să precizez că a crescut consumul ăsta datorită faptului că în ultimele două zile am mers destul de tare cu mașina, în ideea în care am vrut să-i fac o curățare de DPF-ul la mașină. Pe volan avem comenzile pentru pilotul automat. Deci îl setăm, se pornește acolo o iconiță, dacă vedeți aici așa, și de pe plus setăm viteza actuală. În momentul în care stai viteza actuală, poți să crești sau să scazi viteza. De aici îl resetez, revii la ultima valoare a pilotului și de aici îl pui pe 0. Aici avem butoanele pentru partea audio a mașinii, schimbăm melodiile sau posturile de radio, volumul sus-jos, butonul de înapoi sau de exit și butonul pentru comenzile vocale, care nu prea funcționează ele foarte bine, fiind de generație mai veche, încă erau la început sistemul comenzile vocale. Aici avem tot așa un buton pentru navigarea meniu sus-jos. În stânga, în dreapta avem pentru ștergătoare, comenzi pentru ștergătoare, cu un temporizator aici și pentru ștergătoarea din spate. Mașina are start-stop, care funcționează foarte bine la semafor, nu face probleme. Spun asta în ideea în care înainte am deținut și un model de la Volkswagen care nu foarte des funcționa, nu se oprea foarte des la semafor, doar dacă era bateria foarte încărcată după un drum lung sau așa mai departe. Pe partea de media, mașina are radio, de asemenea are MP3 cu CD-ul cu MP3, port USB, port auxiliar și Bluetooth. Sincer, funcția de iPod n-am folosit-o, nu știu să vă spun foarte multe despre ea. În cotieră găsim USB-ul și auxiliarul. Mașina în meniul ei are statistici, are despre călătorie, are meniul XC60, Drive și Settings. În XC60 găsim cele trei opțiuni pe care mașina de față le are, adică DSTC-ul, care este, cred că, SP-ul acela de te lasă să patinezi cu mașina când pleci de pe loc. City Safety este un sistem aici în oglindă integrată, are un radar și la viteze mai mici de 30 la oră pune singură frână pentru a evita coliziunea. Și Active Bending Lights, farele adaptive de care v-am spus mai devreme. Aici la Trip Statistics avem un grafic cu consumul mașinii pe de la ultima pornire. Asta nu este foarte ușor de înțeles, aceste statistici, dar trecem peste. Și la meniu de drive avem
funcție de start-stop, ca să poți să oprești sau să o pornești. Și pe Eco Driving Guide spune aici diferite sfaturi pentru a conduce eco, cum să accelerezi, cum să frânezi, cum să anticipezi și așa mai departe. Iar la setările mașinii avem diferite setări pentru uși, pentru oglinzi, pentru lumini, pentru cele două sisteme, setări pentru voce, pentru navigație, sistem audio și climă. Pe partea de media, de radio, poți stabili posturile de radio, să ți le alegi care cum le vrei și poți să setezi de asemenea cum să le afișeze în modul ăsta de listă sau să ți le arate așa doar și să schimbi de pe ele. De asemenea, mașina are scaune încălzite pe 3 trepte, stânga, dreapta, față, butonul pentru coborârea tetierelor, coborârea automată a tetierelor, așa, și butonul pentru senzorii de parcare, care sunt față-spate. Butonul ăsta și eu m-am întrebat când am văzut diferite mașini, este un buton pe care dacă îl activezi când ești băgat într-o treaptă de viteză, te ajută să urci sau să cobori o pantă la o viteză foarte mică, în ideea care, nu știu, este ceva controlat electronic, care nu te lasă foarte mult să patinezi și îți distribuie corect tracțiunea pe cele patru roți la urcare și la frânare. Din câte am observat, și frânează singură, pun un pic, intră, simți ABS-ul și ESP-ul cum lucrează, simți în pedală cum tremură. De asemenea, avem butonul de AC-ul, recircularea aerului în mașină, are ceva sistem de calitate a aerului, dezaburirea pentru luneta spate și viteza la sistemul de climatizare. Un lucru bun la Volvo este calitatea unor materiale la interior. Și când mă refer la calitatea unor materiale, mă refer la calitatea materialului cu care intri în contact direct. Adică planșa de bord, volanul, schimbătorul, scaunele și mai puțin a celorlalte elemente cu care nu prea ai contact. De exemplu, plasticul ăsta de la bord aici. Asta este un plastic ieftin. Asta este un plastic ieftin. Asta este un plastic ieftin aici. Depinde. Pe față de ușă, partea de aici este plastic ieftin. Partea de aici este un textil cauciucat. La parasolare avem lumini, la ambele parasolare, oglinda de sus care nu prea are nicio funcție, doar cât că este heliomată, și butoanele pentru lumini. Aici sus, din câte știu eu și sper să nu greșesc, avem microfonul pentru apelurile audio. În cotieră avem două cup holdere și o brichetă care nu este chiar brichetă, că nu are pachet de fumători. Are rulou ăsta ce se trage peste cup holdere și cotiera care are, v-am spus, un auxiliar și un USB și este destul de încăpătoare. Ciudat că se rabatează până în spate, nu știu de ce. Scaunele de asemenea au reglaje pe înălțime, pe spătar, cât de tare să se umfle sau să coboare spătarul de aici, de la manivela asta rustică și antică. O parte foarte aiurea, din punctul meu de vedere, este că tetierele nu sunt reglabile deloc sau nu am găsit eu cum să le muți, deci sunt fixe, nu le poți da mai sus, mai jos, mai în spate, mai nici cum. Nu, v-am spus, deci scaunele au reglaje pentru partea de aici, de aici se umflă sau se desumflă, pentru șezut au un buton în colț aici la scaun care ridică scaunul, dar ridică numai vârful scaunului, deci le ridică așa în sus, așa.
ai pe partea laterală a scaunelor maneta care ridică scaunele sus-jos. Hai să vă și arăt. Deci, maneta ridică scaunul sus-jos. Asta e pentru partea din vârful șezutului, ridică numai vârful șezutului. Și foarte ciudat ascunsă, asta pentru tras scaunul în față, spate, deci e foarte greu de găsit, mi-a luat ceva timp să o găsesc. Și o parte faină e că are spații de depozitare în scaun, aici. Deci pe fața scaunului are un buzunar aici de scaun. Nu e foarte mare, dar e destul de încăpător pentru un telefon sau mai știu eu ce. Iar lângă bord, aici are un spațiu de depozitare care, după părerea mea, este destul de impractic. Nu prea poți să bagi mare lucru acolo. Și volanul reglabil pe înălțime, de aici, de sub volan. Hai să vă arăt și partea cealaltă a mașinii. Cum spuneam, reglajul pe înălțime, reglajul la șezut, numai partea din fața scaunului, buzunărelul și maneta pentru tras scaunul față-spate. Și foarte prost gândit aici maneta pentru spătar, deci e extraordinar de prost, pe lângă că nu ți încape mâna aici. Dacă prin absurd Volvo, nu te lasă să pleci cu centura nepusă, efectiv nu se deblochează zona de mână, dar dacă prin absurd, să spunem, reușești să o fentezi, sau îți pui un instrument din asta de fenta centura și îți rămâne centura pusă aici și vrei să-ți reglezi scaunul, efectiv nu poți să-ți bagi mâna să reglezi scaunul, să reglezi pătarul scaunului. Este o chestie cam aiurea. Un lucru care nu-mi place la mașina asta este schimbătorul de viteze. Mi se pare foarte bădăran și foarte învechit, adică nu știu cât a costat mașina asta nouă, în jur de 40.000 de euro cel puțin. Și să pui un schimbător de genul ăsta pe o mașină din 2013 mi se pare un pic deplasat. Spațiu de depozitare din bord. Aici un fel de măsuță. Și cam atât. Nu ai foarte mult spațiu. Da, este și refrigerat torpedo. Pe bord aici inscripția SRS Airbag. Dacă vreți vă arăt și compartimentul motor, nu ajung până acolo, în partea asta, să trag capota, dar mă mai duc o dată. De aici o să desfacem motorul, are o clapețică, ca la toate mașinile, nimic deosebit. Și un lucru care se vedea de furcă până dacă deschideți prima oară capota, nu are cum v-ați obișnuit de mașină aici un dispozitiv de deschidere a capotei. E undeva în lateral, în colț aici, o mare țipă. Deci în colțul ăsta. Da, capota are telescoape, nu e cu tijă din aia care trebuie să o agăsi în capotă să stea capota. Motorul e destul de micuț în comparație cu ce mă așteptam să găsesc capotă. Este un motor pus de alat, așa, care cei 5 cilindri așa în linie. Și din câte îmi dau eu seama, este un pic în fața punții față, ceea ce nu îi oferă un comportament extraordinar de bun la viteze foarte mari în curbă, în ideea în care ați înțeles ideea. E un pic mai în față motorul, centrul de greutate fiind mai sus, nu e foarte bine, dar cine și-a luat mașina asta nu s-a luat-o să meargă la raliu cu ea. E o mașină de familie, e o mașină pentru confort, nu este o mașină de curse. Cam asta ar fi mașina. Despre lumința asta vă spunem că se aprinde în telecomandă colțul la far și luminile de zi, doar atât. Aici în partea de sus v-am spus că sunt senzorii,
senzorul pentru evitarea coliziunii la viteză mai mică, luminile de senzorii de ploaie, senzorii de lumină și așa mai departe. Iar în spate antena de tip coadă de rechin și lumina, al treilea martor pentru frână, și stopurile pe LED de care v-am spus mai devreme, care în filmare par să licăiască, dar nu e așa. Stau fixe. În spate la portbagaj avem ceva gură de ventilație și pentru al treilea geam. Să vedem și cu oglinzele rabatabile. Hai să vedem așa. Așa. Cam asta ar fi mașina. În ideea care v-a ajutat acest videoclip, poate îmi dați și mie un like, un share, să-și găsească și alții anumite răspunsuri la curiozitatea pe care eu n-am găsit-o când am cumpărat mașina, când am mers la ghici. Nu știu dacă vă interesează ce dimensiuni are mașina la roți, de exemplu. Știu că mașina destul de ciudat are roțile astea pe 17, pe 65, 235. De asemenea, mai încap pe 18, tot 235, dar pe mai mic balonul, cred că pe 55, pe 19, tot 235 și pe 20. Am și pe 20 în carte. Deci am roți de la 17, 18, 19, 20 și toate sunt 235. Ceea ce mi se pare un pic ciudat, da? Dacă băieții de la are, așa s-au gândit, cine sunt eu să-i contrazic? Cam asta ar fi mașina și vă mulțumesc că v-ați uitat. Și după cum spuneam, dacă vreți să-mi dați un like, un share, un subscribe și dacă vă place acest tip de videoclip, pot să continui să mai fac și alte prezentări la alte mașini. Mai am câteva mașini prin jurul casei pe care aș putea să vi le prezint. Vă mulțumesc că v-ați uitat încă o dată și să ne auzim cu bine. Numai bine!